Biblioteca județeană Alexandru Odobescu din Călăraș organizează concursul național de proză Alexandru Odobescu. Concursul se adresează tuturor creatorilor nemembri ai Uniunii Scriitorilor și are drept scop stimularea creației originale și afirmarea unor nume noi în sfera preocupărilor literare. Ce premii vor fi puse la bătaie, dar și perioada în care pot fi depuse lucrările, aflăm de la Simona Calciu, șef serviciu animație culturală. Biblioteca județeană Alexandru Odobescu Călăraș organizează de mai mulți ani, suntem deja la ediția 40-a a concursului național de proză Alexandru Odobescu. Anul acesta deschidem, începând din 2 iunie 2020 până pe 31-7-2020, pot fi primite lucrările promoționale care să participe la acest concurs. Concursul se adresează tuturor creatorilor, nemembri ai Uniunii Scriitorilor, și are drept scop stimularea creației originale și afirmarea unor nume noi în sfera preocupărilor literare. Juriul care va analiza lucrările și va hotărâ ce va fi premiat este format din personalități recunoscute ale culturii și literaturii române de la noi din Călăraș. Lucrările trebuie să conțină până la 75 de pagini, vor fi primite în 3 exemplare, dactilo standard la 2 rânduri, și vor fi trimise pe adresa Biblioteca Județeană Alexandru Odobescu, strada 1 decembrie 1918, numărul 1, municipiul Călăraș, cod poștal 910-019. Pentru informații, vă stă la dispoziție telefonul 0242-316-757. Fiecare lucrare va purta un moto care se va regăsi în toate cele 3 exemplare, fiind însoțită de un plic închis care va avea același moto. În plicul închis se vor preciza datele personale ale autorului, nume, prenume, adresă, telefon, vârstă, ocupație, e-mail, unde și ce a mai publicat, ca un scurt CV al scriitorului. Jurizarea se va face pe parcursul lunii august 2020, iar rezultatele vor fi anunțate ulterior. Premiile, premiul întâi este de 3.000 de lei, premiul al doilea 1.500 de lei, iar premiul al treilea 1.000 de lei. Juriul și organizatorii stabilesc premiile în funcție de valoarea creațiilor prezentate în concurs. Lucrările vor apărea ulterior într-un volum editat de către organizatori sub titlul Scriitori în devenire. Va fi cel de-al 16-lea volum care apare. Până anul acesta, volumul îl scoteam în al patrulea semestru. Dar de anul acesta ne-am hotărât să o luăm puțin ca să încheiem până în decembrie, să putem face și premierea, să scoatem și volumul. Îi așteptăm pe toți iubitorii de literatură să se înscrie. Am avut participanți anul trecut din toată țara, de la Piatra Neamț, din Oradea, din Brașov, absolut din toată țara, iar marele premiu chiar nu a fost câștigat de un călărășan, deși au participat foarte mulți și din Călăraș. Vă dorim spor la scris și multă creativitate!